roman pe care l-am dat într-o prima versiune, cum s-ar zice, la citit. Mă rog seara de seară și e mai bine, răsuflu cât de cât ușurat, adminteri în continui vechea mortificantă, adorm pe spate, pândesc fie ce umbră, din timp în timp un fel de linii, de muchii de lumină, îmbrăzdează vederea. Chiar acum trebuie să intre, în minutele care urmează, e 17:56, preotul. A bătut ca de obicei la, în loc să sune la ușă. Am salutat crucea cu ochii închiși și cum am atins-o cu buzele, am văzut o alta. Metalul era albăstriu, vopseaua un pic dusă. Părintele a luat camerele la rând, eu am rămas în bucătărie. Nu m-aș fi mirat să aud când a trecut pragul laboratorului meu un ignet de copil sălbatic, un fâlfuit derutat de aripi sumbre, de riliac. Atunci, cred, mi-ar fi țâșnit și mie prin țeastă un dop masiv de asbest. And I could have told you anything about the future. Aș mai fi vrut să sărut odată crucea și pe cantor, era cât pe aici să-l sărut, pe frunte. Oare cum ar fi reacționat? Reverul l-am făcut de frică la Arad. Nici pe 30 n-am adormit, decât spre dimineață. Mă zvârcoleam într-una și mi se părea că dau dovadă de un curaj nebun, de vreme ce îmi permit să fac asemenea zgomote, să atrag într-un asemenea hal atenția. Trupul mi se îngreuna, deveneam pe rând, greu ca o barcă, apoi ca un buștean. A urmat clasica stare semi. Eram într-un mod cumva nou, conștient de cremul pereților. Îl vedeam mai bine decât ar fi permis lumina din încăpere. Nu puteam la gândul de la femeia care a apăruse în vis în patul meu. Jaluzelele erau întredeschise, lampadarele albăstreau vag tăblia lucioasă a mesei. Aveam veziuni pernicioase, camere în care secundele treceau altfel. Paharul se crăpa, cariocile se cau și zgomotele astea erau de fapt bătăile unui ceas. Vag, vag de tot. Un fior plăcut mi se dilua în tot corpul, se dispersa ca o apă călduță. Cum m-aș fi aitat atunci, cu așa o prietenă la litre din jur, cu ce dispreț se ritiz? M-aș fi întors de fiecare dată acasă, cu bucuria cu care descoperi un secret maestos. Mi-aș fi sărit în brațe și n-aș fi simțit-o. Aruncasem de mult, de la început, o pânză arbă peste televizor, singurul loc din casă năgădit de paianjeni și șobolani docili, care încremeneau la porunca ei, sub forma unui aranjament opulent, lugubru, de figurine de porțelan. Cina o luam în sufragerie, ca într-o sală regală, o masă prelungă, ne unea și despărțea în același timp. Comunicam, nu vorbeam, sunetele ar fi fost ceva vulgar, strident, nu era nevoie să deschid gura. Rosteam, cum aveam senzația că face și ea, cuvintele în gând. Îmi imaginam pur și simplu că vorbesc și am răspundeam. Câteodată mă duceam brațe strepat, mă trecea pragul ca pe o mireasă. Singurele momente când mă simțeam la fel de ușor ca ea, mă uitam înapoi și vedeam că în sufragerie, ca într-o vale ireală, îmi floresc cireși. Pe pat îmi desfăceam letargic brațele. Ea se așternea, acesta e cuvântul peste mine, ca un vol copleșitor. Mâine erau tentacole cu frunze mari de ficus, pletele erau ale bunicii, o revărsare îmbelșugată peste umeri goi, translucizi, o șuviță de rachită verde, sfiga nonșalantă, negulmat al celorlalte. M-am speriat imediat ce am conștientizat reveria, exact în momentul ăla, ca un bec care pârbie și se arde, un nume îmi sfârșui în minte, Magda. Am întors capul, mă așteptam să o văd, ieșind din bucătărie. Toată seara cu pricina am citit, mă opream din când în când speriat, gata de orice, 21:36, miros ars de scovardă. 10 fix, interfonul a început să țiuie, bipuri isterice, un cup de gheață, mă rog, mi-a lumecat de rogul spinării. Am țâșnit cu faima în roșu mână. Cine-i? Alo? Eram grav, revoltat. M-am repezit la fereastră de la bucătărie.
jos, la interfon, nimeni. Ce terapie! Am repetat cu viteza fulgerului cuvântul și am mai răsucit de două ori cheia roasă. Când m-am întors la masă, mi-am dat seama că am uitat linerul, cine știe pe unde, dă-i și caută-l. Era singurul roșu și mi-era cumva silă să subliniez cu altă culoare, să-mi bat joc. Hălătuiam înfiorat prin apartament. Oare unde-i? Unde-i? Am dat buzna chiar și în camera mică, curaj rarisim în ultima vreme. Dulapul masiv, asupritor, îmi vedea de înțeles că am pierdut orice măsură. Am zbugit-o sigur că ochii ca de apaș mă gândeau. Ăsta este lașul. Aici stau, cam vremele în bulboane. Am tras puternic ușa după mine. Am trântit-o și m-am retras în dormitor ca într-un bârloc. Încercam să dau de înțeles că nu vreau să deranjez pe nimeni, că nu spun nimănui nimic, dar că vreau și eu să fiu lăsat în pace, măcar în propria odaie, să pot să mă ronță-i ca un iepure bucata de pâine, undeva într-un colț, tremurând. Muzica devenise zgomot, intrase iar în cel mai insuportabil standby. Dacă nu acum, atunci, peste un minut, două, cineva o să-mi arunce liner înapoi pe masă. Mă voi trezi cu el căzând, răstăgolindu-se câțiva centimetri, până către monitor. Mi-am anticipat involuntar reacția. În prima instanță nu schițez niciun gest, continui să citesc. Un fluid dens îmi rupe pe gură, sau la fel de probabil prin creștet. Vomă amestecată cu jar, mă ridic și mă așez singur la colț, exact ca în Blair Witch Project. După vreo două ore am găsit linerul. Rămăsese pe raftul de sub întrerupător. Când am aprins becul la baie, lipit de o carte cu pător gros, am reînceput să citesc, calm și atent. Mă opream la intervale largi și mă gândeam, nu știu exact la ce. Am sunat-o pe mama, la Arad. Uitasem că trebuia să-i telefonez. Și simplul fapt că în următoarele secunde avem să vorbesc cu cineva, mă bucură peste măsură. Am trecut vari vârtești din sufragerie. Vitrina dulapului trepida, călcâiele roveau parchetul ca niște măciuci știrbe. Am luat celularul de pe măsuță și pe loc, cu Ericssonul în mână, am hotărât să petrec reveul la Arad. Și la Arad mi-era frică și urât să trec un asemenea prag, singur în casă, alături, în fapt, de cine știe cine. M-am trezit pe la vreo 9. Lumina era seacă, aridă. Am descoperit crăpături noi în porțiunea de zid de sub fereastră. Imediat ce am deschis termopanul, m-am lăsat cu coatele pe bărvaz să mai reușesc și eu, odată cu camera. Însă aerul rece avea ceva meschin, insuportabil. În hainele lor grele, groase, cei câțiva trecători dădeau impresia de ființe asuprite, gregare, care nu se pot bucura de nimic,